Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Planeta Verde. Eu sunt Cosmin Ruscior și vă propun astăzi o discuție despre starea mediului din București, un oraș care suferă, să recunoaștem, la mai toate capitolele. Aerul e foarte poluat, spațiile verzi sunt prea puține și de multe ori de proastă calitate, mobilitatea urbană e ca și inexistentă, managementul deșeurilor lasă și el foarte mult de dorit. Pornim discuția de la un raport recent prezentat de Platforma de Mediu pentru București, o cercetare amplă realizată de Cristian Iojă, doctor și profesor la Facultatea de Geografie a Universității din Capitală. El este invitatul nostru la emisiunea de astăzi. Bună ziua și mulțumesc pentru prezență. Bună ziua și mulțumesc mult pentru invitația dumneavoastră. Starea mediului din București se numește acest raport. Rezultatele cercetării arată un peisaj, un tablou destul de sumbru. Înainte să intrăm în detalii, aș vrea să vă întreb cum ați descrie în câteva cuvinte starea mediului în capitală? Cum arată? Starea mediului în capitală este în momentul de față, așa cum ați punctat și dumneavoastră în introducerea destul de cuprinzătoare, una proastă. Este una proastă, iar aici concură destul de mulți factori. Dar aș menționa în primul rând faptul că la nivelul capitalei, instituțiile, cetățenii, partenerii din zona mediului socioeconomic nu mai sunt atașați deloc de oraș. Deci dacă ne uităm puțin la instituții, vedem că ele simulează practic procesul de administrare a orașului, iar deciziile care sunt luate sunt de multe ori de-a dreptul surprinzătoare. Dacă ne uităm la mediul socioeconomic, vedem că ținta principală este să fentăm orice se numește legislație de mediu. Dacă mergem în zona de cercetare, vedem foarte multe cercetări realizate la nivelul Bucureștiului, dar care zac în sertare sunt ascunse publicului larg. Iar dacă ne ducem la cetățeni, vedem de multe ori, de cele mai multe ori, o nepăsare și o indiferență care e de-a dreptul surprinzătoare. Toate lucrurile acestea, practic, concură la o situație sau influențează apariția unei situații care, până la urmă, nu ar trebui să ne surprindă. Atâta timp cât noi punem mediul pe ultimul loc în deciziile noastre, în deciziile noastre colective sau individuale, nu trebuie să ne mire că avem un aer murdar, nu trebuie să ne mire că avem un București insalubru, nu trebuie să ne mire că avem spații verzi inaccesibile sau de proastă calitate. Dar cum vă explicați, domnule profesor, această indiferență la care v-ați referit mai devreme, atât din partea autorităților, cât și din partea populației sau unei părți a populației, mai bine spus? Pentru că totuși sunt niște probleme cu care ne confruntăm zi de zi. Asta din prisma populației, iar în ceea ce privește autoritățile locale, sunt chestiuni cu impact electoral, am putea spune. Aveți o explicație mai largă? Sunt probleme acumulate. Deci nu sunt probleme pe care le putem ancora acum. Deci s-au întâmplat acum în ultimii 2-3 ani de zile. Vorbim de o perioadă lungă de timp în care tot ceea ce se numește mediu a fost lăsat pe ultimul plan. Dacă noi considerăm, dacă luăm în calcul mediul socioeconomic și vă spuneam puțin mai devreme legat de fentarea legislației de mediu, presiunile pe care le pune asupra instituțiilor, presiunea continuă pe care o pune asupra instituțiilor pentru a obține mai ușor anumite avize, anumite autorizații, au slăbit mult instituțiile. Scurtăturile care au fost găsite în legislație, scurtăturile legate de, să zicem, spațiile verzi, legate de modul de gestionare efectivă a orașului, au slăbit pas cu pas cu pas, au slăbit instituțiile și în același timp au făcut ca cetățeanul să aibă o încredere din ce în ce mai redusă în acestea. Pentru că orașul nu poate fi gestionat decât prin colaborare. Instituțiile singure
nu au nicio șansă să administreze un oraș atât de complicat, atât de complex, atât de mare și atât de dinamic. Și atunci, atâta timp cât o parte dintre parteneri și-au pierdut încrederea unii între alții, atâta timp cât dialogul între acești parteneri este aproape inexistent, este logic că ajungem într-o situație de blocaj și într-o situație în care, practic, da, nu mai vedem luminița de la capătul tunelului. Bun, pentru că sunt foarte multe detalii de abordat, domnule Iojă, aș vrea să le luăm pe rând și să începem discuția aplicată pe spațiile verzi din capitală, una dintre problemele cele mai grave ale Bucureștiului. Nu stăm bine, asta o spun de ani de zile organizațiile de mediu, în timp ce autoritățile locale susțin că, dimpotrivă, situația s-a îmbunătățit în ultimii ani. Cum stăm de fapt? Situația s-a îmbunătățit, de fapt, da, avem chiar săptămâna aceasta, dacă ne uităm, un mesaj extraordinar de interesant, o știre interesantă, prin care mai dispare un parc, Parcul Politehnicii. Exact. Dar în statistică stăm bine. Da? În statistică stăm bine, mai mutăm o cifră, mai introducem o categorie de utilizare urbană în spații verzi și e simplu, le rezolvăm simplu. Dar dacă luăm efectiv la imaginea, ne uităm la imaginea orașului, vedem cum dispar arbori din multe zone ale orașului, vedem cum spații verzi care erau atractive la un moment dat tind să-și piardă din atractivitate. Vedem din ce în ce mai multe cartiere rezidențiale fără pic de spațiu verde sau cu verde doar în vopseaua de pe bloc, cel mult. Și atunci este clar că, dincolo de imaginea aceasta publică pe care vor să o transmită autoritățile, e clar că ceea ce transmit organizațiile non-guvernamentale nu este departe de realitate. Dacă vorbim despre cantitatea de spațiu verde, pentru că unul dintre indicatorii care se utilizează foarte frecvent în această zonă a spațiilor verzi este cantitatea de spațiu verde pe locuitor. Ei, să ne gândim, Bucureștiul teoretic este undeva aproape de 24 de metri pătrați pe cap de locuitor, în condițiile în care noi considerăm populația Bucureștiului de 2 milioane, aproximativ 2 milioane de locuitori. Oare mai suntem 2 milioane? Eu zic că suntem aproape 3 milioane jumate. Ei, în momentul în care noi, practic, ne gândim și vedem că spațiile noastre verzi sunt foarte aglomerate, ne dăm seama că ele, clar, sunt insuficiente. Dacă ne uităm și la calitatea lor, și nu numai la parcuri, pentru că de obicei noi ne uităm la parcuri și zicem, domnule, uite, este frumos parcul Herăstrău, este frumos parcul Carol, mai avem câteva parcuri care sunt bine îngrijite, dar dacă ne uităm la grădinile de bloc, la grădinile instituțiilor, la aliniamentele stradale, ne dăm seama că situația nu e atât de roz. Vedem sute sau chiar kilometri întregi din arterele de circulație care nu mai au un arbore în lungul lor. Ori asta înseamnă și expunere mai ridicată la poluare, asta înseamnă și mai departe o creștere a temperaturii, asta înseamnă multe efecte care apar la nivelul cetățenilor. Iar dacă mergem mai departe în cel de-al treilea indicator important al calității spațiilor verzi și vorbim despre accesibilitate, vedem zonele de periferie care sunt complet deconectate de verdele urban. Și atunci, cum putem să spunem că avem suficient verde? Cum putem să spunem că avem verde de calitate? Cum putem să spunem că avem un verde accesibil? Iar dacă mai iau încă un aspect legat de accesibilitatea pentru grupuri sensibile, pentru bătrâni, pentru copii sau mai mult pentru persoanele cu dizabilități, vedem că spațiile verzi chiar nu mai sunt chiar deloc atât de accesibile și atât de calitate. Aici e o chestiune interesantă, pentru că am văzut că în ultimii ani sunt situații în care în anumite sectoare ale capitalei spații verzi au fost betonate pentru a se face parcări. Parcări de care beneficiază
oamenii din acele zone, deci nici nu prea am văzut foarte multe proteste locale din această cauză. Cum ieșim din această complicitate până la urmă? Ca să nu mai spun, scuzați-mă, că sunt și situații în care asociații de proprietari de la bloc cheamă ADP-ul de sector ca să facă așa zisele toaletări, pentru că, vezi, Doamne, oamenii se plâng că le cad crengi din copaci pe mașina parcată sub arbori. Da, este foarte bine pusă întrebarea cum scăpăm de această complicitate, pentru că, practic, noi vorbim în momentul de față despre o creștere semnificativă a parcului auto pe București. În ultimii ani de zile vorbim de aproape 600.000 de autovehicule care sunt în plus, da, înmatriculate la nivelul Bucureștiului. Poate nu toate circulă în București, însă e clar că vorbim despre o creștere a interesului pentru acest tip de mobilitate individuală. În același timp, vorbim și de o inconștiență, pentru că cetățenii, de exemplu, care au autovehicule, văd relația aceasta cu spațiile verzi ca fiind una extrem de conflictuală. Da, ori le murdăresc mașinile, ori da, apare pericolul drobului de sare dacă se prăbușește acel arbore pe mașina mea. Și atunci este mai simplu, da, este mai simplu de multe ori, da, să nu recurgem la soluția extremă, adică să-l tăiem, ci să-l toaletăm. Și ați văzut, apropo de această toaletare, vorbim, da, de o acțiune recentă la scara orașului, prin care arborii au fost mutilați, de-a dreptul mutilați. Exact. Ei arată extraordinar, poate, pentru filmele de groază. Inițial am crezut că chiar se va filma vreun film de groază în București. Însă este clar că funcția lor ecologică, funcția lor estetică s-a pierdut. S-a pierdut, iar mai departe, dintr-un studiu pe care l-am început anul trecut, da, o mare parte din acești arbori vor avea probleme de uscare și au început să se usuce, da? Chiar dacă e o uscare, cel puțin în acest moment parțială, în câțiva ani de zile va trebui să înlocuim un fond plantat destul de consistent la nivelul capitalei. Ori asta înseamnă costuri. Iar atâta timp cât cetățenii, pentru a răspunde la întrebarea dumneavoastră, atâta timp cât cetățenii văd în această relație cu arborii doar umbra, doar elementele negative, partea negativă, este clar că și instituțiile vor acționa în aceeași direcție. Ce înseamnă, de fapt, domnule profesor, un spațiu verde de calitate? E suficient să plantezi câțiva copaci într-un scoar și un pic de gazon? Una dintre viziunile care au fost promovate prin Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană, un document care a fost realizat împreună cu Banca Mondială pentru Primăria Municipiului București, a fost cel legat de trecerea de la viziunea asta fragmentată de gestionarea spațiilor verzi către una numită european, îi putem spune, infrastructură verde. Infrastructura verde înseamnă că spațiile verzi nu mai trebuie gândite doar din prisma existenței lor, ci ele trebuie gândite din perspectiva modului în care sunt conectate cu orașul, da? Deci cum sunt ele folositoare orașului, cum sunt ele practic legate între ele și în același timp cum generează o serie de beneficii cetățenilor, iar aceste beneficii nu trebuie să fie doar raportate la recreere și agrement, ci trebuie să se ducă și în îmbunătățirea calității aerului și în reducerea nivelului de zgomot și în retenția apei și așa mai departe. Ei, atunci când vorbim de un spațiu verde de calitate, vorbim de fapt de un spațiu care este capabil să îndeplinească cât mai multe funcții necesare orașului și, bineînțeles, necesare cetățenilor. Citeam în raportul pe care l-ați coordonat că în prezent nu există un sistem unitar de gestionare a spațiilor verzi din capitală. Cum adică nu există? Explicați-ne, vă rog. Primăria Generală administrează niște spații verzi. ADP-urile de sector gestionează alte spații verzi. Uh-huh.
instituțiile publice, da, sau gestionează de asemenea în manieră proprie spațiile verzi. Unele dintre grădinile de bloc, iarăși, sunt în administrația grădinilor de proprietari. Fiecare gândește și își vede, practic, modul de gestionare al acestora într-o manieră proprie. Ori, în situația aceasta, da, a deconecta spații verzi care sunt învecinate din perspectiva administrării, pe de o parte crește costurile și pe de altă parte este clar că nu poate duce la o viziune unitară de gestionare a lor. Fiecare plantează într-o manieră proprie, funcție de achizițiile pe care le-a realizat, fiecare vede o anumită relație cu cetățeanul, ori lucrurile acestea, dacă vor continua, este clar că vor duce la un moment dat și cum se întâmplă în momentul de față, nu vor duce. Duc la niște costuri exagerate de administrarea acestor spații verzi, deci practic la un motiv în plus de a renunța la el. Bucureștiul are marele avantaj de a avea în inima orașului un parc natural. E vorba de Delta Văcărești. Și știu că v-ați referit la acest subiect în raportul Starea Mediului din București. Știm de asemenea că această zonă naturală din inima orașului nu este valorificată la potențialul maxim, ca să spun așa. Ce soluții vedeți aici? Altfel spus, pe înțelesul tuturor, lumea nu prea știe de această zonă frumoasă din oraș și nu prea o vizitează. Ei, aici ați punctat un alt aspect destul de important pe care noi am vrut să-l punem în evidență prin acest raport împreună cu Fundația Comunitară București. Este vorba de colaborare. În momentul de față, deja, da, vorbim despre un spațiu care este arie protejată, este arie naturală protejată. Vorbim despre o serie de organizații non-guvernamentale care au dezvoltat niște proiecte drăguțele pentru acest spațiu. Dar vorbim în același timp de interese din zona administrației publice, da, care sunt practic parcă în altă direcție, da, dacă vorbim despre acest spațiu. Atâta timp cât aceste instituții publice nu înțeleg că pot avea alături și parteneri din societatea civilă și cetățeni, și companii private și împreună să administreze asemenea spații care sunt încă problemă. Să înțelegem, Parcul Natural Văcărești, chiar dacă este arie protejată, e un spațiu problemă, nu ajungem nicăieri. Tocmai deci, ce a fost un incendiu de amploare acolo acum câteva zile, da. Așa este. Deci dacă noi mergem în continuare pe direcții diferite, fiecare are propria viziune și mai ales ținem atât de mult, suntem atât de orgolioși încât să dorim să fim noi cei care dirigează totul acolo și nu ne interesează să colaborăm cu ceilalți pentru că fiecare are interesele proprii, nu vom ajunge nicăieri. Mai ales că această zonă Văcărești, dincolo de statutul acesta de arie naturală protejată, din perspectiva autorităților, este o zonă, să zicem, a eșecului. Practic acolo nu s-a reușit nimic în ultimii 30 de ani de zile, iar această viziune de a o declara arie naturală protejată și a o integra până la urmă într-un circuit de recreere, de agrement și până la urmă de naturalitate, de viață sălbatică, poate să reprezinte o soluție pentru acel spațiu. Deci, haideți să lucrăm împreună. Ăsta este mesajul pe care cred că toată lumea ar trebui să-l transmită, indiferent de zona din care vin. Ori, spuneați dumneavoastră, da, este un spațiu care practic nu este atractiv nici măcar pentru locuitorii din imediata apropiere. Uh-huh. Ori, de ce apare lucrul acesta? De ce bucureșteanul, în loc să fie mândru cu un lucru pe care poate să îl promoveze implicit la nivel internațional, pentru că a devenit un element de imagine la nivel internațional, de ce nu o facem? E o întrebare foarte bună. Platforma de mediu pentru București a fost lansată recent de Fundația Comunitară București.
Concomitent există acest raport foarte amplu de cercetare realizat de Cristian Iojă, doctor și profesor la Facultatea de Geografie a Universității București. Raportul despre starea mediului în capitală vorbește, între altele, despre mobilitatea urbană în acest oraș, unde, să recunoaștem, traficul e un coșmar și nu doar la ore de vârf. Aș vrea să vă întreb, cum poate fi reinventată sau reinventat acest concept de mobilitate urbană într-un oraș ca Bucureștiul? În cadrul evenimentului de lansare a platformei de mediu a municipiului București, a fost o prezentare foarte interesantă a unei doamne care a prezentat un raport legat de Paris, despre modul în care Parisul a reușit să-și mai, să zic, îmbunătățească traficul la nivelul orașului. Uh-huh. Și au fost prezentate o serie de bune practici extrem de interesante. Cred că o soluție ar fi să ne uităm ce au făcut ceilalți în afară. Pentru că problemele pe care le are Bucureștiul nu sunt unice la nivel global și la fel cum nu sunt nici soluțiile care se pot promova la nivelul orașului. Ori, dincolo de a construi noi pasaje, noi artere de comunicație, de a fluentiza traficul, cred că o problemă importantă este cea legată de opțiunea aceasta către mașina personală. Dacă vom continua să mergem în continuare, da, doar pe această opțiune pentru orice tip de deplasare, da, este evident că la nivelul orașului va trebui să mergem pe un tip de infrastructură care e orientată clar spre cea de susținere a acestui trafic. Uh-huh. Cele mai multe orașe însă din Europa, da, către care ne uităm noi cu atât de mare, să zicem, admirație, s-au orientat către renunțarea la acest trafic, către limitarea acestui trafic și către încurajarea traficului verde, cum îl numim noi, că e vorba despre mobilitatea, da, mobilitatea cu biciclete, da, mersul pe jos sau alte tipuri de mijloacele de transport în comun și așa mai departe. Ori aici, da, trebuie să ieșim din această capcană până la urmă pe care orașul ne-o întinde și e o capcană și economică pe de altă parte. Da? Pentru că tot acest trafic pe care noi îl susținem în momentul de față susține la fel o economie. Vorbim de benzinării, vorbim despre spălătorii auto, vorbim de vulcanizări, vorbim de o mulțime de activități care sunt dependente de acest trafic. Ori suntem într-o perioadă în care au apărut aceste întrebări legate de energie, legate de carbon, de schimbările climatice. Cred că lucrurile acestea, da, economic vorbind, ne vor constrânge să ne ducem în cu totul și cu totul altă direcție. Și în acest mod, cred că încet, încet, chiar dacă noi nu întrezărim această luminiță, da, o să ajungem și noi să valorizăm mai mult transportul public, să valorizăm mai mult spațiile publice pe care să le folosim mai degrabă pentru mobilitatea personală, nu pentru a parca o mașină, să înțelegem mai bine consecințele acestui tip de mobilitate. Pentru că mobilitatea asta, da, tipul ăsta de mobilitate, faptul că avem mașină personală, înseamnă, așa cum arată și raportul, nu numai dacă aglomerăm traficul în București. Înseamnă zgomot, înseamnă poluare cu foarte multe tipuri de substanțe, înseamnă degradarea spațiilor verzi, înseamnă căldură mai multă în timp în oraș, înseamnă de asemenea o salubrizare deficitară a orașului, înseamnă insecuritate pentru noi și pentru copiii noștri.
Da, dar cum spuneați, pentru a avea o mobilitate urbană cât mai bună, e nevoie totuși de un efort colectiv, așa cum ați remarcat, adică efortul trebuie să vină și de la instituții, dar și de la populație. Și citeam în raportul dumneavoastră că peste jumătate, cred că 53%, dacă nu mă înșel, dintre mașinile din capitală sunt mai vechi de 12 ani. Asta înseamnă poluare. Apoi citeam că doar 1% din populația Bucureștiului folosește bicicleta. Prin ce fel de măsuri credeți că poate fi schimbată această mentalitate a oamenilor? Cum îi convingi? Efectul, până la urmă, modul de acțiune trebuie să fie colectiv. Vorbeam despre companiile private, exemplu, și despre rolul lor în schimbarea acestui tip de mobilitate. Sunt companii private la nivelul Bucureștiului care în pachetul salarial, de exemplu, au început să își încurajeze angajații să vină pe jos cu transportul public sau cu bicicleta la serviciu. Să facă în așa fel încât să renunțe la mașina de firmă. Da? Sunt de asemenea asociații non-guvernamentale care promovează diferite tipuri de bune practici, unele dintre ele punctate și în acest raport, care pot să îmbunătățească mobilitatea urbană. Dar dincolo de toate, e nevoie totuși și de un efort și de o gândire instituțională puțin mai coerentă, respectiv de a îmbunătăți pe de o parte transportul public, calitatea transportului public și accesibilitatea lui și, în al doilea rând, de a dezvolta infrastructurile necesare susținerea acestui nou tip de mobilitate. Pentru că dacă noi dorim să avem transport cu bicicleta în București, atunci trebuie să avem și infrastructură adecvată, infrastructură sigură. Ori nu cred că este cineva dintre noi care poate să își trimită copilul la școală cu bicicleta în acest haos al municipiului București. Atâta timp cât aceste tipuri de infrastructuri nu sunt sigure și nu asigură până la urmă o atractivitate pentru acest tip de mobilitate, iarăși ne învârtim în niște soluții teoretice pe care le putem lansa în spațiul public fără nicio jenă. Însă dezvoltarea infrastructurii și mai departe creșterea încrederii cetățeanului în acest tip de mobilitate a fost până la urmă soluția care a fost promovată peste tot în vestul Europei. Și un alt aspect este legat de costul, până la urmă, achiziției și întreținerii unui autovehicul în București. Atâta timp cât costurile vor fi la îndemâna unui număr foarte ridicat de cetățeni, nu trebuie să ne mire că avem acest tip de mobilitate dominant. Deci, practic, trebuie umblat și în această zonă a descurajării, inclusiv financiare, a acestui tip de mobilitate. Sunt foarte multe aspecte interesante ale acestui raport Starea Mediului din București. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Mulțumesc și eu. Am discutat cu Cristian Ioja, doctor și profesor la Facultatea de Geografie a Universității București. Eu sunt Cosmin Ruscior, până la o nouă ediție a emisiunii Planeta Verde, adică luni la 17:30. Numai bine!